primii pași unde panozana cu ai mei macarale, cică cică 13, sector 3, Dujegos, cum poate peste tot, era odată, dar asta m-a transferat rapid din zonă direct în Balta Albă, apartament frumos, mă oblină puțină, dar lasă că e bine, că-i îndreptat către lumină. Acum avem casă nouă, cumpărată de la stat, în care au măsat și alții, dar a fost bine și au plecat. Șapte între camere, ghesuială ca-n tribune, multe guri la masă, cică trebuie să plece lumea. Așa că dai că nu încercem, prima linie riscă tot, când la alții rul la revoluția, pun de fie al necusport. La școala de peste drum, încă nu cunoșteam pe nimeni, când stanul din spinare mă depășea la înălțime. M-am adaptat rapid, dar nu puteam să sufăr diminețele în care ne strângea la care o capițurcă. M-am apucat de fotbal să ajung ca Zidane, așa am dat de chepa pe atunci, ziceam doar Dane. Nu stăteam pe acasă că fugeam din grămădeală, aia mă vedeai pe afară, în cartier sau în scară. Toale lași că-s marunt alta, șapcă-n cap Atlanta, o pun mai târziu că doar n-aveam bani și de-asta. Nimic normal pentru un copil normal, ce-și dorea să ai păzut în crești, nu buzunare. Uite așa eram, băgam șoacă zi de zi, știam că trebuie să mă feresc de două și alte porcării. Portofelul pe surprize, Andreea Marin gândea nemă și mă apucam de teme, doar că n-aveam nicio problemă. Apoi plec la liceu de lene, la lec tot în cartier, încep să bag FIFA, renunț la fotbal pe palier. Acum tot se tirează, rămân doar eu pe acasă și salut ziua în care despoară, dar când a rămas fata burtoasă. Păi am învățat să țin strâns pumnul de frații cu Adidas și tociți pe câmpia libertății. Am învățat, am învățat să gar halbă după halbă, am trozit prima rablă, prima proastă, prima dată aici e locul în care am crescut, s-o am căzut, dar m-am ridicat să rupt indiferent prin ce-am trecut. E locul meu în care am trăit și am învățat că indiferent ce-i face, nu poți uita unde ai plecat. Venia mea a fost paradisul. Curs a început în 86, mă cu 31 lângă casă. Soarele intra, făceam cu vorul în pătase. Erau raze, ce mi-mi plăzeau copilăria cu zilele frumoase. N-aveam niciun fel de grijă, aveau ai mei pentru mine de dimineață până în seara. Credeam că tot mi se cuvine șapte zile. Din șapte tot ce ziceam erau glumă, mă duream promeste că acum eram mândru că mergeam în Adidas. Mă puneam în bancă, dar am la dator, n-am